Peste 200 de copii de la case de tip familial au participat sâmbătă la evenimentul organizat de Liga Tinerilor Creștini-Ortodoxi, Asociația Implică-te pentru Viitor, precum și Biserica Buna Vestire din Giurgiu, numit Marșul pentru Viață. Organizat pentru a patra oară la nivel național și pentru prima dată la Giurgiu, evenimentul a avut ca temă Adopția, o soluție nobilă. Pe lângă sensibilizarea giurgiuvenilor în ceea ce privește adopțiile, tema ridică și problema procedurilor greoaie pentru cei ce vor să înfieze un copil. Marșul pentru viață, așa se numește această activitate care se desfășoară pe tot teritoriul țării noastre. În țară este a patra ediție, în Giurgiu este prima ediție. Motoul anului acesta este adopția, o alegere nobilă. Tocmai de aceea au fost invitați prin Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, care au și organizat acest eveniment, au fost invitați părinți și copii pentru a li se picura în suflet ideea aceasta a adopției. Suferim, e adevărat, ca și popor, în ceea ce privește adopția. Anul trecut a fost alt moto, a fost împotriva avortului, anul acesta este pentru adopție. Deși la Giurgiu nu putem vorbi despre un marș propriu-zis, evenimentul s-a bucurat de un real succes. Tinerii de la casele de tip familial au avut ocazia să-și pună imaginația la încercare în cadrul activităților recreative puse la dispoziția lor de organizatori și să intre în lumea poveștilor alături de actorul Vasile Toma. Eu acum am mai albit, am îmbătrânit, m-am lăsat și auzul și vântul și memoria. Am citit foarte multe povești și de-aia vreau să vă spun de cam în curând. Rugămintea mea este că atunci când eu o să mă încurc, voi să săriți pe mine, bă, doar cu gura, mă, așa. Alături de copii au fost și tinerii asociației Implică-te pentru Viitor. Aceștia i-au ajutat pe cei cu care soarta nu a fost atât de blândă în realizarea desenelor pe asfalt și pe hârtie și totodată au încercat să le aducă micuților zâmbetul pe față în cadrul jocurilor interactive. După cum bine știți, este o acțiune la nivel național. Se numește Marșul pentru Viață. La Giurgiu este organizată de Episcopia Giurgiu. Ne-am alăturat și noi, asociația Implică-te pentru Viitor, cum facem de fiecare dată și ne face plăcere să luăm parte la astfel de acțiuni cu copii, chiar să venim în sprijinul acestor minunați copii. În cadrul evenimentului, alți 48 de tineri care au obținut rezultate remarcabile la faza județeană a Olimpiadei la religie au fost premiați de preasfințitul Ambrozie, episcopul Giurgiului. Premierea tinerilor care obțin rezultate foarte bune la diferite etape ale Olimpiadei la religie a devenit o tradiție la Giurgiu și se desfășoară în fiecare an cu câteva zile înaintea sărbătoririi hramului Bisericii Buna Vestire din municipiu.